Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, estimați telespectatori. Suntem în redacția noastră, când spun asta, Radio M Plus Pașcani, 90,1 MHz. Spun asta pentru cei care pot să ne urmărească cu această emisiune care o realizăm acum și pe radio, la Pașcani și în zona aceasta, până la aproape de Iași. Dați-mi voie să-l salut, să-i spun bun găsit sau bun venit, cum vreți, la un ceai, domnului Dumitru Pantazi. Îi strâng și mâna că nu l-am întâlnit decât ani în urmă la o emisiune de-a noastră pe la Prima TV, dacă vă doriți. Mulțumesc de invitație. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Domnule Pantazi, sunteți un om de succes. Da? Eu și când spun asta mă refer și încep cu partea economică la noi aici, la Pașcani. Un om care de dimineață până seara e pe câmp, ca să folosim termenul potrivit, pentru că asta face un agronom, vrea să sunteți absolvent de zootehnie, din câte știu. Da, sunt absolventul Institutului Agronomic Iași. Universitate de Științe ale Vieții. Vieții, da. Mai recent. E o muncă frumoasă, e o muncă grea. Cum spuneți, că ne-am văzut acum 15 ani, și de atunci n-am prea vorbit, dar acum, mă rog, suntem într-o perioadă în care putem vorbi mai mult, pentru că știu că aveți o aspirație de a reveni la cârma Pașcanilor și atunci am zis că, iată, vă pot provoca pe două planuri. Acum rămân la cel care ține de agrocomplex, din câte știu că se cheamă firma dumneavoastră. Deci mi-am desfășurat activitatea profesională de peste 40 de ani de activitate în domeniul agricol. Deci am prins o perioadă și înainte de 89, de 10 ani și după Revoluție, deci chiar mai mult de 10 ani înainte de 89, iar după Revoluție, cu toate problemele care s-au ivit imediat după Revoluție, am reușit să conving oamenii, proprietarii de teren, salariații care erau în ferma zootehnică a actualei societăți Agrocomplex, și astfel că în 1991, la apariția legii 18 și apariția legii arendei și a legii societăților comerciale, am reușit să înființăm societatea Agrocomplex Lunga Pașcani. Inițial am pornit cu o suprafață foarte mică de teren, de aproximativ 200 de hectare și un efectiv de aproximativ 1000 de capete de animale. Ulterior am ajuns la peste 3500 de hectare pe care le administrează societatea. Avem toată baza tehnică pentru lucrarea acestor suprafețe de terenuri. Iar cultură mare, iar pe zootehnie avem peste 1500 de taurine, peste 1500 de ovine. O parte din producție o procesăm noi, o parte o livrăm. Sigur, an de an cifra de afaceri a crescut, astfel că în 2022 am avut o cifră de afaceri de 65 de milioane de lei, cu un profit de 15 milioane de lei. A fost un an atipic, știți foarte bine că au fost 2022, a fost un an atipic pentru că s-a investit cu prețuri mai mici privind inputurile și am beneficiat de un an bun din punct de vedere al valorificării producției agricole, astfel încât profitul a fost unul substanțial. Deci am căpătat încrederea oamenilor la care le cultiv terenul. Avem zona Lunga Pașcani, nu? Sau unde deci administrăm pe municipiul Pașcani, comunele Hărmănești, Moțca, Valea Seacă. Deci avem în jurul municipiului Pașcani, în comunele limitrofe, administrăm terenurile. Pe Ruginoasa administrăm terenurile. Deci, repet, am câștigat încrederea oamenilor care ne-au dat sub formă de arendă terenurile și avem peste 150 de salariați la care le asigurăm pâine,
cu, zicem noi, cu niște venituri peste director, media locală. Numai cine nu știe, și mă refer aici și la oameni din domeniul dumneavoastră, nu realizează că, de fapt, zi și noapte, nu numai că nu dormi bine noaptea, dar nu dormi bine deloc, nici când zici că ești relaxat, nu ai cum, pentru că depinzi de atâția, de la vreme, de la cel de sus, ploaie, până la ce dai, cum dai, plus că e o piață pe care, mă rog, concurențială, pe care noi intrăm foarte greu cu produsele românești, inclusiv la cultura mare, dacă vorbim de grâu, că am văzut câte discuții sunt cu Ucraina. Sigur, noi, prin investițiile pe care le-am realizat an de an, am reușit să ajungem la o suprafață de peste 1600 de hectare teren irigabil. Din cele 3000 și ceva de hectare, aproape 50% le avem irigabile și aceasta ne conferă siguranță, predictibilitate și garanție în ceea ce privește realizarea veniturilor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem în zona, avem o diversificare mare de producție agricolă, cultivăm loturi semincere, aproape pe jumătate din suprafață, cultivăm sfeclă de zahăr, care este la ora actuală o cultură profitabilă și, bineînțeles, și rezultatele din zootehnie care ne aduc venituri, astfel încât, pe de o parte, celor care ne-au dat pământul să le garantăm că un venit din arendă, iar salariaților să le asigurăm siguranța locului de muncă de mâine, pentru că este foarte important astăzi să discutăm de garanția și siguranța locurilor de muncă. Și, bineînțeles, prin ceea ce facem, contribuim la bugetul de stat și la bugetul local substanțial. Deci la profitul pe care vi l-am spus, impozite, taxe, la bugetul local, sunt sume enorm de mari. L-ați cooptat și pe domnul tânărul inginer Pantazi, că eu știu că el e implicat total în munca asta. Da, am copii, deci băiatul și ginerile lucrează în societate, deci ei sunt viitorul, să spunem, acestei societăți. Un viitor pe care și-l dorește orice părinte. Absolut. Pentru că dacă nu poți să-l lași sau să-i pui la treabă pe cei de lângă tine, nu ești la fel de mulțumit pentru ceea ce ai făcut o viață. Pentru că eu realizez că dumneavoastră v-ați dedicat toată viața și după 90 cel puțin, iată, proiectul acesta, care nu mai e un proiect. Pe lângă faptul că ne-am ales această profesie, dat fiind chemarea pe care am avut-o spre acest domeniu, pentru că dacă nu ai chemare spre domeniul pe care ți-l alegi, părerea mea că decât să încurci lucrurile, mai bine să te duci acolo unde crezi că poți face performanță. Ori noi, eu prin ceea ce am încercat, zic că am ajuns la o anumită performanță, astfel încât, așa după cum vă spuneam, să asigurăm siguranță și predictibilitate societății. Iar faptul că din spate vin tinerii, care puterea de muncă, implicarea îmi dă posibilitatea de a face lucruri și mai mari și, de ce nu, avem o activitate pe care dacă mâine ar trebui să o iau de la capăt, tot cu aceeași profesie aș începe, pentru că asigurarea alimentației populației va deveni, pe lângă apă, energie, alimentația va fi una din marile provocări pentru omenire. Da, pentru că am văzut estimări că putem să avem criză alimentară. Nu e întâmplătoare, pentru că din ce în ce mai mult se pune problema apei. Apa care este vitală atât pentru viața oamenilor, cât și pentru viața plantelor și animalelor. Deci nu poți discuta de alimente fără apă. Nepoți, bunici, ceva? Avem și patru nepoți, avem și patru nepoței, doi de la băiat, doi de la fată. Vârstă, așa, deci, 5 ani, 7 ani, ca să știu câte povești. Deci sunt de la 3 la 9 ani, 10 ani, fac exact cel mai mare față. Să... Da. Când sunt cei mai scumpi și atașați ei de noi și noi de ei. Păi, capitolul ăsta, cred că cea mai realizare ar fi să vedeți și nepotul inginer, agronom sau zootehnist sau medic veterinar,
implicat în firmă. Sperăm. Eu să ajunge să vă bucurați și de acest. Sperăm, sperăm. Oricum provin dintr-o genă, zic eu, longevivă, pentru că mama este în viață, a făcut 90 de ani anul acesta și urez sănătate și pe această cale. Ani înainte. Da, pentru că spuneați că v-ați dedicat și spuneați că nu faceți decât lucruri în care credeți și vă gândiți la performanță. Eu știu că ați performat și la primăria Pașcani un mandat sau două, câte ați avut înainte? Două mandate, două am mandate. Avut de primar și două de viceprimar. Eu știu că ați performat, dar mă rog, așa e democrația, mai se schimbă lucruri, deși schimbarea a fost cu câteva, nu știu, zeci de voturi, nu știu. No, a fost 200 și ceva de voturi. 200 și ceva de voturi în minus, ca să zic așa. Da, mai puține față de primarul actual și contracandidatul de atunci. Am înțeles. Eu să înțeleg că veți opta, mai ales că sunteți președintele organizației PSD de la Pașcani și că acuși o să venim în campanie. Acum facem doar discuții, dar am să vedem cum decurge campania electorală. Am hotărât, din discuțiile pe care le-am purtat în cadrul partidului, din discuțiile pe care le-am purtat cu cetățenii, am anunțat încă de anul trecut că voi mai candida încă la un mandat pentru primăria municipiului Pașcani, motivat de faptul că nu s-au finalizat nici proiectele pe care eu le-am lăsat în derulare. Da? Am filmat. Deci eu am preluat o primărie cu foarte, foarte multe probleme și cu un deficit de 40 de milioane de lei, de aproape un buget pe un an de zile cât era la vremea respectivă și am lăsat în două mandate, după două mandate, o primărie cu excedent de 6 milioane de lei și o serie de proiecte finanțate și finanțabile în perioada ulterioară. Ori, din toate proiectele pe care eu le-am lăsat, nu s-a finalizat decât unul singur și acela era la 50% realizat din perioada noastră, școala Iordache Cantacuzino. Păi, în timp ce dumneavoastră făcea drumul ăsta pe la zona gării și asfaltați, opozanții dumneavoastră își făceau campanie electorală. Ei, uitați, mergând printre oameni, așa spun unii cetățenii și pe dumneavoastră că în acest mandat nu s-a turnat niciun kilometru de asfalt. Ori din toate sondajele de opinie rezultă clar că prioritatea cea mai importantă pentru, deci solicitarea cetățenilor pentru municipiul Pașcani o reprezintă această infrastructură stradală, deci mă refer aici la drumuri și trotuare pe care să circule pietonal și auto. Deci poate peste 40. Piste, inclusiv, care de acum e o provocare și e o necesitate pentru că, așa după cum se observă, dat fiind noile politici europene, finanțări, văzut la Bancău, clar, la Măinești. Sunt finanțări pentru acest domeniu. Sigur, vin la primărie, mă întorc, în primul rând, pentru a rezolva această infrastructură stradală, pentru că au rămas o parte din străzi nerezolvate, motivat de faptul că noi aveam în derulare și un proiect la care eu am ținut foarte mult, am muncit foarte mult, am avut probleme în perioada respectivă cu delegarea serviciului de apă la operatorul de apă era regional. Era chiar o situație conflictuală. Exact, s-a ajunsese, era actualul primar în loc să pună umărul la fel de zic eu, idee, acțiune care era din punct de vedere al investițiilor unică. Pentru că operatorul era în faliment de apă care îl aveam noi la Pașcani și garanția atragerii altor fonduri era zero. Deci a fost unica soluție de a delega serviciul astfel încât astăzi se implementează 27 de milioane de euro în municipiul Pașcani. Închipuiți-vă prin operatorul local cât timp ar fi trebuit și cu ce costuri și cu ce prețuri puse pe cetățeni astfel încât să poți realiza distribuție de apă
în municipiul Pașcani de 27 de milioane de lei. Ideea mea... Face postura JAC asta în parte din atunci. Postura JAC, exact, este operatorul de apă, apa vitală. Deci am, ideea mea a fost de a rezolva o parte din infrastructura de apă, de a reabilita o parte din infrastructura de apă din, efectiv din oraș și de a conecta la stația de epurare toate cele 5 suburbii, și aici mă refer Gâșteș, Lunca, Blăgești, Boșteni, Sodomeni, toate, la toate am creat prin acest proiect infrastructura de conectare, deci de legare la stația de epurare. Pentru că directiva europeană este clară. Acolo unde ajungi cu apă, obligatoriu trebuie să ajungi și cu canalizare. Ori investițiile pe canalizare, pentru canalizare sunt enorm de mari. Dacă cu apa e mai simplu, dar cu canalizarea este o mare problemă. Problema asta v-a adus leacă de lipsă de popularitate. Deci la momentul respectiv, în 2015-2016, eram în pericol să pierd alegerile din 2016 pentru această decizie pe care mi-am asumat-o. Deci, revenind la proiectele pe care mi le doresc în continuare, deci am reabilitat toată zona parcului Peștișorul pe un proiect european și a rămas bazinul de rezolvat și în stadiu, în situația în care am lăsat-o eu în 2020, se află și acum. Nu s-a ridicat de acolo nici, știu eu, prin curățenie, moluzul și betoanele care erau în zona respectivă. Păi sunteți consilier local. Ce argumente aduce? Păi suntem consilier local de opoziție. Noi nu am avut majoritate ca să luăm, putem să avem posibilitatea de a... Propunerii sunt, dar trebuie să aibă și cine să le primească. Nu primește soluții, propuneri, cel puțin din partea mea, nu primește actualul primar. Ori legat de parc, îmi propun, pentru că tot în zona din Vale, primăria are un teren de peste 2 hectare și jumătate, să mai înființez încă un parc, pentru că Pașcaniu este deficitar în ceea ce privește asigurarea pentru cetățenii, exact, în timpul liber, astfel încât unde cu copiii să-și desfășoare activitatea. Sigur, voi continua cu această infrastructură, pentru că legăm cele 5 suburbii la stația de epurare, dar nu se finalizează acest serviciu pe întregul AT, pe toată suprafața OAT-ului Pașcani. Am lăsat un contract pe gaze naturale, nu s-a mai făcut absolut nimic cu el, voi finaliza distribuția de gaze naturale. Am investit enorm de mult în cele 2 mandate în reabilitarea rețelelor de gaze naturale și nu s-a mai continuat cu absolut nimic în acest sens. Dar imediat cum voi ajunge la primăria municipiului Pașcani, pentru că s-au mărit foarte mult taxele și știți ce înseamnă fiscalitate, că sunteți plătitor, dar cu atât mai mult... Dar cu ce argumente? Cu atât mai mult. Deci le-au mărit aceste taxe și impozite spunând, mințind de fapt cetățenii că le va rezolva în mandatul ăsta lacul Peștișorul. Și nu, v-am spus, nu s-a făcut absolut nimic. La persoane fizice s-au mărit cu 40-50% taxele și impozitele, iar la persoane juridice și cu 250% s-au mărit taxele și impozitele locale. Ori voi diminua aceste taxe și impozite la minim legal posibil, că legea... Astea. Sperăm cetățenii cetățenii și chiar îi rog, dacă mi-a acordă mie votul, să-l acorde și consilierilor. Dacă nu aveți consiliu, nu puteți face. Un primar care nu are consiliu de partea lui, dificil. Există și posibilitatea negocierilor cu celelalte formațiuni politice, dar cel mai bine și nu se pierde timp atunci când ai de partea ta consiliu. Pentru că negocierile acestea, știți dumneavoastră cum, unii cer prea mult, alții n-au posibilitatea să... Unii chiar își doresc să încurce lucrurile. Da, ca să arate că o poziție serioasă. Dar acum nu este consiliu majoritar, sau mă rog, favorabil executivului?
cu... Prin alianțe, cam înțeles că era pro-România. Actualmente cu pro-România este o... Dar punctual, punctual sunt situații când nu votează nici pro-România, cel puțin în ultima perioadă. Nu mai votează toate proiectele de hotărâre, pentru că se vede, se vine cu proiecte de hotărâre. Păi eu cam la drepturile de semnătură, am înțeles, chiar așa de bun activist. Dacă acceptă situația aceasta, nu știu de semnătură dacă le-a luat, dar i-a luat serviciul de gospodărie. Nu știu, motivat de faptul că avea expunere probabil prea mare, teama de funcție. Există pericolul să nu crească prea mult. Da, probabil, probabil. Ei poate știu mai bine motivele. E treaba lor, e familia lor, nu? Sigur, sigur. Sunt multe de făcut, domnule primar. Sunt. Stadionul, asta ține de municipalitate. Pașcaniul și stadionul, inclusiv stadionul. Noi am avut un studiu de prefezabilitate, nu s-a mai făcut absolut nimic. O să avem în vedere inclusiv stadionul și avem, dincă din perioada când eram noi, am depus documentații la CNI pentru un... modernizare sau pentru altul. Un stadion, pentru reabilitarea stadionului Siretul și un bazin de înot, pentru că foarte mulți pășcăneni merg, da, tot acolo. Vai, acolo este sală de sport, bazin de înot, terenurile sportive, deci să facem un complex acolo, astfel încât și din acest punct de vedere cetățenii municipiului Pașcani să aibă unde să meargă. Sigur, s-ar pune întrebare de ce nu s-au făcut... De ce nu s-au făcut? Repet, am preluat o situație deosebit de grea în 2012 din punct de vedere al banilor. Dacă nu reușeam să echilibrez bugetul local, sigur, eu nu stăteam, nu rămâneam la primărie. Dar ușor, ușor am echilibrat bugetul local, am turnat asfalt cât nu s-a turat, nu s-a turnat în cei 30 de ani. Și cetățenii din Pașcani, ei sunt analizorii. Ei pot să realizeze cât asfalt am turnat în mandatul meu în zona din vale, cât asfalt am turnat în zona din deal, câte străzi am reabilitat în Blunca, Gâștești, Blăgești, ori Boșteni și așa mai departe. Repet, nu am mers cu asfalt acolo unde nu am avut infrastructura subterană și mă refer aici la gaze naturale, apă, canal, pentru că au o logică. Toate lucrurile acestea au o logică. De aceea am insistat pe proiectul de apă, canal, pe gaze naturale. Am demarat în 2020 un mare proiect privind iluminatul public. Deci noi am reușit și am în 2020 am implementat și am schimbat tot ce a însemnat lămpi în suburbii și pe o parte din străzi în municipiul Pașcani, iar în ultimii 3 ani de zile s-a reușit și nu s-a finalizat încă acest proiect cu iluminatul. Nu am mai avut nimic de făcut, doar să semneze ordine de plată, pentru că noi lăsasem și bani și proiectul. Nici acest proiect nu a fost votat de actualul primar, că sunt bani prea mulți. Dar, în schimb, în acest moment se cheltuie enorm de mulți bani, în primul rând pe bunuri și servicii, nejustificat. Și vă dau un exemplu. În ianuarie a fost 2-3 zile o perioadă de ninsori, cu un pic de vânt și a creat puține probleme în municipiul Pașcani. Intervenția a lăsat de dorit, deci mai bine zis, nu s-a intervenit la timp și așa cum trebuia. Știți cât a costat pe luna ianuarie factura pentru dezăpezire? 750.000 de lei. Sunt banii munciți de cetățeni, de contribuabili. Era probabil un contract. De 750.000 de lei dați către serviciul de ecosalubritate, în condițiile când o parte din utilaje pe care eu le achiziționasem stăteau în garaj. Păi, și am prezentat la momentul respectiv situația aceasta. Deci, un deviz, deci o care o primi proastă gestionare a fondurilor și nejustificat cheltuieli pe bunuri și servicii fără să chipzuiască bine banii, că banii publici sunt cei mai scumpi bani și cel mai greu de atras. Se spune că cea mai bună formă de a chipzui este să ai tu salariat, să ai o afacere privată și să vezi cât de greu se fac banii și cât de bine trebuie să îi plasezi ca să nu... Și lucrul acesta trebuie să te molipsești, să-l faci în sistemul public.
Eu de foarte multe ori am avut discuții și cu salariații din primărie vis-a-vis de modul cum abordau subiectul acesta vis-a-vis de cheltuielile din bugetul local. Ori știți foarte bine că cele mai sigure venituri sunt acelea prin reducerea cheltuielilor, a costurilor, chipzuirea cheltuielilor, pentru că dacă reușești să, bine, să chipzuiești, să gestionezi banii astfel încât lucru făcut cu anumite costuri și la timp contează enorm de mult pentru bugetul local. Și vă dau un alt exemplu. Am lăsat proiectul de la Piața Valei în a semnat contractul de, deci în derulare. Era achiziție făcută, a semnat în ianuarie sau februarie, a semnat contractul în 2021, contractul de lucrări, și nu s-a apucat de lucrări decât în tocmai în 2024, și a semnat contractul pe 7 milioane și ceva de lei, și a venit acum cu o cheltuială de 12 milioane de lei, cu 50% aproape mai mult decât... Au fost lucrări ascunse. Păi, nu știu. Și s-a și renunțat la soluția tehnică din SF-ul. Cam să prezint cetățenilor, aveam o altă viziune raportat la cum trebuie să arate o piață, nu cu mulți stâlpi, să fie cu grinzi metalice. Modernă. Exact, făcută cu grinzi metalice, astfel încât diminuat numărul de stâlpi de susținere pentru ca să rămână spațiu suficient și volum de aer suficient în interior. Dar asta a fost gândirea, asta a fost dorința. Se laudă acum, face de două ori pe zi pozi cu această investiție. Care o să Dar fie gata. Nu are nicio contribuție, nu are, pentru că, repet, proiectul a fost lăsat de noi. El a intervenit pe proiect și la un moment dat proiectanții nici nu știau ce să mai facă. El a intervenit pe proiect. Și de asta au trecut 3 ani de zile. Deci dacă se începea în 2021, se începea cu banii de atunci. Sunt comentarii, eu mai filmez pe la diverse comunități și oamenii spun așa: de ce tocmai în anul electoral dinamica unor lucrări, iată cum e și cea despre care vorbiți, e cumva un pas alergător. Dacă 3 ani nu s-a întâmplat nimic, de ce să-l faci în al 4-lea an? Ca să atragi atenția sau să câștigi mai multe voturi? Nu știu. E o întrebare pe care... Se lasă impresia aceasta că se face mai mult în campania electorală, dar eu sincer vă spun, poate și în perioada mea îmi concentram eforturile în ultimul an, dar nu a existat an când să nu avem investiții în derulare și, bineînțeles, gospodărim orașul, pentru că orașul are nevoie de oameni gospodari, oameni care se implică, care au o experiență, sunt aproape de oameni. De asta au nevoie. Cât salariați are primăria? O primărie capătă? Pare mi se, din cât îmi amintesc eu, dar n-aș vrea să greșesc, avea are câteva sute de salariați. Da. Dar un om ca dumneavoastră care are 140 în regim privat știe foarte bine deci câteva sute de a-i plăti. Cu tot cu ce înseamnă instituțiile din subordinea primăriei. Dar le produc. Da. Deci eu știu că lucrurile acestea sunt oarecum reglementate prin lege, funcție de gradul orașului, număr de populații, sunt reglementate. Da. De ce oare la Pașcani, și am văzut asta din exterior într-un fel, e o polemică atât de serioasă, și când zic polemică, zic chiar conflictuală în anumite declarații publice, politice mai degrabă, că le duc acolo. Și un om ca dumneavoastră care vine din zona economică, să fiți țintă pentru că vreți o funcție publică, eu cred că e dureros. Mai ales că știi ce aveți făcut, faceți și bani, plătiți și salarii și deodată devii țintă pe diverse... pentru faptul că vreți să fiți... Domnul Frăsile... și în sistemul ăsta public. Eu am fost în viața mea și cât am lucrat în cadrul primăriei, am mers pe principiul că
eu, împreună cu echipa. Că nu pot să spun că eu am făcut ce am făcut cu o echipă care am avut-o pe lângă mine, cu oamenii din primărie. Am mers pe ideea de a rezolva problemele cu echipa care le am eu din punct de vedere administrativ, astfel încât să nu dăm de lucru organelor statului. Ori constat că actuala conducere a primăriei foarte frecvent uzează noțiunea de DNA. Am dat la DNA să clarifice situația. Am dat la DNA să găsească responsabilii. Nu știu, eu în firea mea nu a fost niciodată să vină alții să-mi rezolve problemele. Am încercat pe cât posibil să rezolvă. Ba, mi se par unele lucruri chiar premeditate în sensul acesta, pentru că fantazii să renunțe și poate îi să fabrică vreun dosar încât să scape mai ușor de contracandidat la primărie. Îl informez că nu mi-e frică de nimic, n-am nicio teamă. Organele statului să-și facă datoria. Repet, nu am nicio teamă și voi candida indiferent de ce reclamații, sesizări face Pintilie, pentru că nu mă știu vinovat cu nimic. Am făcut pe cât posibil lucrurile să funcționeze și pe cât posibil oamenii să beneficieze în anumite situații de căldură, de apă, de curățenie în municipiul Pașcani. Și vă dau un exemplu cu termoficarea. Regia de termoficare, la fel, era într-o situație de faliment. E subordonată primăriei. Subordonată primăriei. În 2018, în iarna 2018-2019, riscam să nu avem agent termic, pentru că dacă un furnizorul de gaze naturale trebuia achitat înainte banii, și trebuia achitat înainte, nu mai avea garanția că își mai recuperează banii dacă furniza gaze naturale la astfel de societăți. Și atunci a fost enorm de greu. Închipuiți-vă să ai toate instituțiile din subordine, școli, grădinițe, să le lași fără agent termic. Mai erau încă branșați în jur de 1800-1000 de locatari la acest agent termic. Viitor nu avea. Dar toate deciziile pe care le luam vis-a-vis de această regie, era consilier Pintilie, se împotrivea. Deci nu a votat niciodată. El susținea că vrea reabilita atât serviciul de apă cât și serviciul de termoficare. Acum se pozează cu apa prin șantiere, n-a făcut nimic, n-a fost împotrivă, dar se duce și face poze toată ziua cu, pe șantiere, cu la regia de termoficare. A făcut recent o sesizare la DNA că regia avea un debit enorm de mare la finanțele publice. Asta, ani în urmă. Ani în urmă. Eventual, analizează da, cât era și primar. Și banii vreo 500 și ceva de mii de lei, 560 de mii de lei, pare mi se, trebuiau printr-un proces verbal, printr-o adresă făcută de finanțe, trebuiau dați într-un cont la finanțe. Se punea problema, dăm bani la finanțe toți și ce faci, nu plătim gazele naturale și lăsăm oamenii în frig? Și atunci am acceptat să dăm banii la gaze naturale, nu și-am sus și nimeni, niciun leu. Niciun leu. Între timp, banii s-au plătit la finanțe, chiar noi ne-am înscris, noi. Primăria s-a înscris la masă credală la RAGCL, că datoria era RAGCL-ului. Ei, și aici un alt dosar, o mare, care de plătit Pantaze milioane de lei. Bun, Pantaze plătește taxe și impozite. Dacă se va găsi vinovat, o să plătească și banii ăștia, dacă așa se pune problema de actuala conducere a primăriei, care, de fapt, nu a făcut nimic doar cu lucruri de genul acesta. Nu are un proiect, domnul Frăsilă! Nu are un proiect, uitați să spună, dar, uitați, atunci, ăsta este proiectul. Dar atunci întrebarea mea este, unde face poze? La ce proiect? La proiectele lăsate de mine. Am înțeles. La alea lăsate de mine. Uitați, ăsta e un obiectiv, să spună, domnule, ideea mea, am dat ordinul de începere, am dat ordinul de începere, i-am asigurat eu finanțarea 100% și l-am recepționat. 1.
să mi-l spună care este. Da, dar ce trebuie să ne cunosc. În campanie, o să faci. Da, să spună. Deci, să o deci probabil și lipsa acestor proiecte și lipsa de implicare în rezolvarea problemelor. Acum pe ultimele două luni, cât mai sunt, două luni și un pic până au loc alegerile, e disperarea aceasta de a face cât mai mult pentru a arăta cetățenilor că a realizat nu știu ce minuni în municipiul nostru. Dar nu este o regulă că atunci când un primar nu mai e pentru legislatura următoare, să vină un audit, să tragă o linie și apoi să meargă înainte, să construiască. Iar auditul să spună, e o greșeală, nu este nicio greșeală, se sesizăm organele, dar după 4 ani să îi face reproș tot postului primar, mi se pare specific numai în Pașcaniului. Programarea controlului, curții de control, nu o facem noi, e o instituție. Avem auditul intern care poate să se sesizeze anumite lucruri. Există auditul. Dar zic că poate era bine cu 3 ani sau 4 ani să fiți analizați și până să, dacă era greșeală, era greșeală, dacă nu, să mergeți înainte. Să puneți umărul împreună la construcția Pașcaniului. Există vreodată vreo șansă de împăcare la Pașcani între putere, opoziție? Nu știu care e aceea, că poate veți câștiga și veți intra la putere. Eu vă spun că s-a creat așa o nebuloasă prin această alianță care este creată la nivel național. Acum sunteți împreună la nivel național. Să știți că nu suntem împreună, cel puțin local nu suntem împreună. Sunt oameni care ori nu vor participa la vot. Care nu sunt până lăsați în pace, că sunteți. Pentru că s-a creat, da? Nu hotărâm noi ce se întâmplă la nivel național. Și Iașu are aceeași problemă. Da. Deci noi o să ne ducem campania electorală într-un mod civilizat, cu proiectele pe care le-am realizat, cu ceea ce gândim și dorim să facem împreună cu cetățenii, pentru că ceea ce gândim și dorim să facem sunt lucruri izvorâte din discuțiile cu cetățenii și din activitatea de zi cu zi și mergând în teren, automat se vede clar ceea ce trebuie de făcut. Dar, așa cum am precizat, sunt câteva lucruri care nu mai pot fi amânate și, mă repet, drumurile sunt una dintre cele mai mari probleme. Am lăsat în 2020 un contract în derulare pe 81 de străzi pentru întocmirea de studii de fezabilitate, contract pe care l-a semnat actualul primar în 2021, la începutul anului, după care a renunțat. Închipuiți-vă dacă erau acele studii de fezabilitate, pentru că surse de finanțare sunt. PNRR finanțează. Compania Națională finanțează astfel de investiții. Aghel Salini, prin Ministerul Dezvoltării, finanțează astfel de investiții. Inclusiv din bugetul local. Dar aveai documentele și oricând te puteai prezenta. Nu există abia acum, sunt în lucru, am înțeles, vreo 50 de străzi, nu 80 de străzi, cât erau atunci. Nu știu în ce fază de întocmire acestor documentații există. Deci 4 ani de zile, repet, nu s-a asfaltat un kilometru de asfalt. Da, sunt ani pierduți. Au nevoie de confort. Pe stradă, cetățeanul trece de câteva ori pe zi. Vă dați seama de câte ori trece pe strada respectivă, prin noroi. Sunt perioade cu precipitații, cum a fost luna martie, prin noroi. Pe cine credeți dumneavoastră că înjur? Pe primar. Deci de aceea eu am luat și am pregătit aceste documente, că știam că vine programul POIM cu apa și canalul și din spate să venim cu aceste documentații care să finalizeze de fapt zona respectivă. Și avem zona aerodrom, mai sunt câteva străzi a Morgului, 22 decembrie, Brateș, prin municipiu care nu sunt reabilitate, tocmai din aceste motive că nu aveau infrastructura stradală și, bineînțeles, zona de suburbii unde practic câteva drumuri principale care sunt asfaltate. Domnule director, domnule primar,
fost și viitor, vă cred, după felul cum vă... Întrebarea mea este, sunteți un om de succes, aveți salariați, aveți familie, aveți nepoți, aveți realizări cu care se mândrește și orașul și comunitatea. Întrebarea e, sunt convins că vă pun și alții, de ce vă v-ați băgat, ca să folosim termenul direct, sau de ce încă rămâneți consecvent pentru ceea ce înseamnă administrația, unde nu mai dureri de cap, iar politica nu mai vorbesc, e pentru oameni, dar dacă intri în politică, ești șifonat și stropit neapărat. Nu vă spun oamenii, domnule, dar ai făcut, ai reușit. Intrarea aici vă creează disconfort maxim, ca să nu spun că și sănătatea poate fi afectată. Eu o văd foarte împătimit de mai binele comunității, lucru care ceilalți spun din potrivă, vrea să ne ia puterea. Ce să faceți cu ea? E în folosul orașului, fie oricine ar guverna local, guvernează pentru mai binele orașului, cum spuneați mai înainte de altfel. Credeți-mă sincer. Dar cu efortul propriu. Că această decizie de a candida încă o dată, repet, am luat-o acum un an de zile în urmă. Deci dacă în cei 3 ani de zile se întâmpla ceva în municipiul Pașcani, cu atât mai mult dacă se finalizau proiectele pe care, proiectele mele, vă dau un exemplu, Palatul Cantacuzino, dacă nu mă ocupam să achiziționez de la familia Brăteanu Palatul Cantacuzino, deci imobilul respectiv, să caut soluții de finanțare, pentru că 4 milioane de euro, 4 milioane și jumătate de euro sunt introduși în acest obiectiv. Istoria trecută a Pașcanului dispărea. Deci eu m-am implicat și am rezolvat această problemă. A avut o tentativă primarul Crăciunescu, nu a rezolvat-o, eu am rezolvat achiziția terenului și a imobilului, am găsit soluții de finanțare pe fonduri europene și acel proiect, pe lângă celelalte care le-am lăsat, grădiniță, creșă, ambulatoriu la spital, trebuiau finalizate până la 31 decembrie 2023, pentru că s-a finalizat exercițiul financiar pe fonduri europene 2013-2020. Deci data finală de implementare era 31 decembrie 2022-2023, era perioada de implementare finală. Dacă nu se prelungea termenul, gândiți-vă că la toate aceste obiective trebuiau veniți cu bani din bugetul local. Pentru că Pașcani, municipiul Pașcani ar fi fost penalizat, nu mai putea participa la alte exerciții, la alte oferte. Eu am implementat în 2 ani de zile un proiect de 4 milioane și jumătate pe infrastructură, pe amenajarea parcului Peștișorul, pe supraveghere, un proiect pe supraveghere stradală. Deci, în 2 ani am implementat, în 4 ani, cu lăsat în anumite stadii de execuție și administrative proiectele acestea. Deci în 3 ani de zile n-au fost în stare să finalizeze, repet, unul singur l-a finalizat, școala la care era Iordache Cantacuzino, la care 50% erau banii, erau realizat, implementat proiectul. Deci motivele astea, discuția cu cetățenii. Adică vă pasă de... Asta e, eu sunt un om apropiat de oameni, mă întâlnesc cu oamenii. Păi, vă văd că aveți atâția la care... Deci sunt un om apropiat, oamenii îmi spun, domnul Pantazi, vă rugăm, luați din nou primăria. Vă rugăm, vă susținem. Eu ce să spun, că nu mai vreau, nu mai pot, nu există lucrul acesta pentru mine, pentru că... Aveți energie multă. Pentru că Dumnezeu mi-a dat și m-a înzestrat cu sănătate, am căpătat o experiență și managerială și administrativă, am gestionat momente de criză. Cum spuneam, apă, termoficare, iluminatul public, mi-au trebuit 2 ani de zile, m-am chinuit cu EON-ul să pot să iau iluminatul public la EON, că nu doreau să-l scape de mână, doreau ei să facă mentenanță la Pașcani. Mi se pare un lucru foarte greu de suportat și știu că a nimerit noi cumva la un eveniment când au venit cu un autocar și au luat consilierii la pachet și au dus la București la nu știu ce anchetă. Mi se pare foarte, foarte complicat ca stare de spirit, ca suflet, ca
mă refer aici la dificultățile guvernărilor locale, de orice fel ar fi ele. Din nefericire, tot un primar PNL a făcut denunțul atunci. Da, nu știu. Tot un primar PNL. Deci, probabil, e specialitatea casei la ei. De a fabrica, deci neavând, neavând argumente privind ceea ce trebuie să facă într-un oraș și neimplicându-se, lipsă de experiență, se ocupă cu alte lucruri care nu, din punctul meu de vedere, mie nu mi-au făcut cinste și nu-mi fac cinste niciodată, iar dânșii caută astfel de motive, soluții de a îndepărta adversarii politici. Sper că cetățenii să simtă, până la urmă ei sunt, să, la ei simtă, să realizeze lucrul acesta, când dosarele nu țin loc de drumuri, nu țin loc de trotuare, nu țin loc de iluminat public, de servicii de apă, de canalizare și alte parcuri în municipiu. Nu țin loc. Dar deci asta e. Faptul că sunteți om de afaceri, nu ați avut tendința să aveți o doctrină liberală, de fapt, în atitudinea dumneavoastră, și nu una de stânga, deși cred că vi se potrivește stânga, pentru că împărțiți binele celor cu care munciți. Domnul Frăsilă, eu mă atrag dintr-o familie de oameni, de oameni gospodari, oameni simpli. Vă spuneam că mama încă trăiește, Dumnezeu să-i dea sănătate. Am primit o educație în sensul acesta încă din familie, de a ajuta. Sunt un bun creștin, cred în Dumnezeu și lucrurile acestea mă fac să fiu apropiat de oameni, să mă implic să le rezolv anumite probleme, uneori și personale, pentru că eu pot rezolva mult mai rapid o problemă, uneori lăsându-mă pe mine, pentru că pentru mine nu este o problemă de a-mi asigura mie anumite condiții și anumită bunăstare. Primul la care mă gândesc la aproapele meu, la cel de lângă mine, dacă pot să-i întind un deget, o mână, un ajutor, că îi bănesc, că e material, n-am precupețit-o niciodată. Păi am văzut că să nu o fac. Am aflat că au fost peste, și o să difuzăm și noi, peste 1000 de oameni la evenimentul de duminică, de la biserica din cartier, de la dumneavoastră. Ce-a fost, sfințire? A fost, eu am considerat-o o zi istorică, pentru că la biserica din satul unde, din Lunca, unde m-am născut, m-am botezat, acolo m-am cununat cu soția, acolo am copiii botezați, m-am implicat și am ridicat un centru social acolo și cumva biserica de acum era pusă în umbră de acest obiectiv. Din studiile pe care le-am făcut și expertizile pe care le-am făcut cu oameni de specialitate, am ajuns la concluzia împreună cu Consiliul Parohial, cu Părintele Junca Noru, că, pe de o parte, dacă reabilitam biserica actuală, foarte mică, pentru că e construită în 1870, a început cu 1870-1880, de credincioși și de oameni, de contribuabili, de oameni de bine din perioada respectivă, și am ajuns la concluzia că, pe de o parte, am fi împiedicat activitatea aceasta bisericească din zona, din parohia respectivă, și am luat decizia că ar fi bine să construim o nouă biserică, un nou locaș de cult. Iar duminică, preasfințitul Nichifor Botășăneanu a venit și a sfințit locul. Așa cum spuneam și în cuvântul meu acolo, avem deja o serie de materiale achiziționate. A durat un an și jumătate proiectul tehnic. Avem autorizația de construcție. În cel mult două, trei săptămâni ne apucăm de lucru, pentru că echipa de constructori pe care am contactat-o și cu care încheia contractul, mai au niște lucrări de finalizat și vor veni să înceapă acest obiectiv. Le mulțumesc tuturor celor care au participat și pe această cale, și așa cum spuneam în cuvântul meu, orice pietricică de la orice contribuabil este binevenită pentru ducere la îndeplinire acestui lucru binecuvântat de Dumnezeu.
Da, e un final de dialog. Eu cu vă cer permisiunea să difuzăm și aspecte de la evenimentul acesta. Noi, cu mult drag. În deplasări, că acum suntem post, mă rog, a fost și ziua noastră, suntem cu sediul la Londra. Dar felicitări. Difuzăm cu respect pentru că oameni ca dumneavoastră care sfințesc locul pot sfinți și comunitatea sau pot să dea o altă față unei comunități cum e Pașcaliu, care are 50.000, 60.000 de locuitori? Nu. Mai puțin? Nu. Mai mult? Deci la ultimul recensământ au fost 31 și ceva, aproape 32.000 de locuitori. Sunt peste 25.000 de locuitori. Pentru că e greu de stabilit cât sunt efectiv. Da. Din buletine e un număr, dar efectiv nu, e greu de realizat. Dacă aude acum primarul de Ciurea, că îl știți pe domnul. Îl știu, îl știu. Cred că are locuitori cât dumneavoastră. Domnul, declarație, domnul Lucu. Un om foarte puteros și foarte implicat. Cu Miroslava suntem așa oricum mai apropiați ca și... Da, Miroslava la fel stă foarte bine cu... Domnule primar, ce să spun? Domnule director, sunt, acum să știți că primarul, chiar dacă nu mai e primar, comunitatea îi spune tot domn primar. Eu așa cred că vă spune. E un titlu căpătat prin alegerea oamenilor. Respectă, dacă nu îi întorci spatele, nu-i nicio problemă. Se dacă... fac că nu-l cunosc. Dar dacă el a făcut lucruri bune pentru în perioada administrației, el rămâne primar și dacă nu mai e. Iar dacă va fi și vă doresc succes, mulțumesc, înseamnă că o să avem o dezbatere publică cu cei doi candidați sau trei câți vor fi contracandidați, acceptați dacă noi venim. Noi suntem cumva, eu sunt mai degrabă liberal decât de stânga, din cauza activității mele economice. Dar aș fi onorat dacă domnul actual primar ar accepta un dialog în direct. Nu numai așa. Știți că noi avem staful de campanie. Și dacă staful de campanie o să ne sugereze acest aspect... E o frază inteligentă, dar eu știu că dumneavoastră s-a acceptat mai degrabă decât ar accepta domnul primar actual. Și de ce? Pentru că n-aveți ce ascunde. Păi și eu... asta am constatat în dialogul nostru. Niciodată nu am ascuns nimic. Mai scris toate organele au fost trimise spre dumneavoastră, sunteți verificat și călit ce număr purtați la pantofi. Călit din punctul ăsta de vedere, da. Da. Cu mult respect, vă doresc sănătate, că dacă suntem sănători, dacă e sănătate, pot fi făcute lucruri bune în continuare și mai ales, și închei cu asta, să vă susțină familia în continuare. Eu cred că oricât ar vrea doamna să vă susțină, are momente în care spune și ce mai trebuie, garantat. Asta e valabil pentru toți oamenii care stau mai puțin pe acasă. Dacă vă referiți la familie, să știți că familia nu este chiar atât de... satisfăcută vis-a-vis de candidatura mea, dar asta nu înseamnă că nu mă susțin. Sunteți un om norocos și din acest punct de vedere. Mulțumesc și dau slavă Domnului. Stimați telespectatori, am stat de vorbă cu domnul Dumitru Pantazi. Domnia sa aici la Pașcani a înfăptuit lucruri, a fost 2 ani primar, 2 ani, 2 mandate primar, din câte am înțeles și vom reveni atunci când vom avea posibilitatea și voie prin legislația actuală despre ceea ce înseamnă un nou proiect și cu noi programe pentru o nouă candidatură. Până atunci am stat de vorbă cu omul Dumitru Pantazi, un om motivat și de ceea ce a făcut în cele 2 mandate și de ceea ce face cu Agrocomplex, o firmă prosperă din județul Iași, dar și ceea ce face ca om și difuzăm în continuare ceea ce înseamnă ca în locul unde te-ai născut, te-ai botezat, ai botezat copiii, să construiești un centru social și apoi o biserică. E mare lucru pentru ceea ce înseamnă starea de spirit a oamenilor cu care te saluți în fiecare zi. Așa că îi mulțumesc încă o dată, iar dumneavoastră celor de acasă, vizionare plăcută în continuare. Actuala biserică, specialiștii cu reabilitarea acestui lăcaș de cult ar fi costat probabil aproape cât fi sau cât ne va costa pentru ridicarea acestui nou lăcaș. Pornind de la această idee, împreună cu Consiliul Parohial, pregătim documentația pentru acest nou lăcaș de cult. O parte din materiale achiziționate și trecem la treabă, dar cu rugămintea că orice pietricică
din partea dumneavoastră a fi de folos și așa cum noi, cu ajutorul dumneavoastră și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să comprimăm încât în cel mai scurt timp acest lăcaș de cult să fie fost și bucuria bunului Dumnezeu. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,